Nu este zi în care Serviciul Județean de Ambulanță Prahova să nu înregistreze cazuri de persoane care intenționează să-și ia viața. În ultimele 4 zile, 6 persoane din Prahova au ingerat medicamente, cadrele medicale fiind solicitate să intervină. Este vorba despre 2 bărbați de 70, respectiv 35 de ani, și 4 femei cu vârste cuprinse între 17 și 55 de ani. Cazurile sunt înregistrate de prin intoxicație voluntară medicamentoasă, iar pacienții, spun cadre medicale, au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.